Au venit primele rezultate ale analizelor de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, acolo unde săptămâna trecută au murit 3 pacienți în urma unei intoxicații. Probele arată că toate conservele de pește din depozitul unității medicale, din care mâncaseră cu o seară înainte, erau conforme. Acum sunt așteptate concluziile pentru mâncarea de la Mănăstirea Florești, de unde spitalul a primit pomană, mai multe pachete de mâncare. Între timp, mai mulți pacienți au fost externați. Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare Vaslui au luat probe zilele trecute de la 5 sortimente de conserve aflate în spitalul de la Murgeni. Buletinele de analiză arată că acestea nu erau stricate. Pentru probele de conservă din pește, diverse sortimente am solicitat. Clostridium botulinum, toxină botulinică, mercur, pesticide și respectiv histamină. Toate probele au ieșit negative. În urma incidentului, autoritățile au decis, ca măsură de precauție, să retragă toate conservele de acest tip din tot județul. Sunt așteptate acum și rezultatele analizelor pentru peștele primit de la Mănăstirea Florești, care a fost gătit acolo și împărțit bolnavilor ca pomană. Pacienții intoxicați sunt în stare bună, iar unii au fost externați. Avem internați 15 pacienți, 14 pacienți fiind pe secția de boli infecțioase, un singur pacient pe secția ATI. Starea lor este stabilă, evoluție favorabilă. Aceștia la internare au prezentat simptomatologie specifică unei toxinfecții alimentare, reprezentată de greață, vărsături, o stare de slăbiciune. Așa cum am mai spus, au fost îngrijiți multidisciplinar. Întrebat despre situația de la Murgeni, ministrul Rafila nu a făcut prea multe comentarii. Deci datele noi sunt că toți pacienții internați în cele trei spitale, Bârlad, Vaslui, respectiv Iași, sunt într-o stare de sănătate publică și vor fi sau au fost externați. Trei pacienți au murit și alți 29 au ajuns la spital după ce s-au intoxicat. Mănăstirea Florești a fost amendată cu 40.000 de lei, iar spitalul Murgeni cu 12.000 de lei.